Deschidem ședința. Domnilor consilieri, sunteți convocați în ședință conform dispoziției numărul 101 din 23/06/2022. Din consultarea condiției de prezență a convocatorului, rezultă că din cei 13 consilieri ce compun Consiliul Local sunt prezenți 9, dar mai vin pe parcurs, nu trec, sigur mai vin pe parcurs. Fiind împlinit formul prevăzut de articolul 139 și articolul 134 alineat 4, litera A, din OUG 57 2019, codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru a se putea aproba proiectele de hotărâri prevăzut la ordinea de zi a ședinței. Deja am zis mai bine. Așa cum ați luat la conștiință, vă rog să-mi permiteți să vă prezint următoarea ordine de zi. Articolul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielor de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Scorțeni pe 1 mai 2022, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. Inițiator Anton Gherghiță Cătălin, primar. Articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2022 în valoare de 5.000 de lei pentru ADIS Bacău, Agenția de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate. Inițiator Anton Gherghiță Cătălin, primar. Articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de autorizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public și privat al Comunei Sportivi de Subator. Inițiator Anton Gherghiță Cătălin, primar. Articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri străzilor din satele Comunei Sportivi de Subator. Inițiatorul domnul primar. Articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea dezmembrămintelor din suprafața totală de 391.366 m² pășune comunală, având număr cadastral 61.062 în două loturi, și anume lot numărul 1, 390.570 m² pășune, cu număr cadastral 61.182 și lotul numărul 2, 796 m² pășune, cu număr cadastral 61.183, pentru lucrarea, reabilitarea ducțiunii de la Stejarul la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărcineni, din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020. E vorba de proiectul CRAP, care e așa. Inițiator, domnul primar. Articolul 6, întrebări, interpelări. Dau cuvântul domnului președinte. Da, avem discuții pe ordinea de zi? Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Pe acum sunt 12 cu Mihaițe, 12 mai trebuie domnul Cipriu. Era domnul Cipriu și domnul Voi. Domnul Cipriu și domnul Răparieti. Domnul Cipriu a venit de 12. Domnul Răparieti s-a venit? Nu. 3-12. Da. Trecem la articolul numărul 1, pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielor pe transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Scorțeni pe 1 mai 2022, conform anexei parte integrantă din prezentă hotărâre. Dacă aveți discuții pe marginea acestui proiect, supunem la vot. Cine este pentru? Decontarea cheltuielor. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației pe anul 2022 în valoare de 5.000 de lei pentru ADIS Bacău. Da, este vorba despre cotizația anuală, care este o procedură și repetă anual și se bișă. Da. Cine este pentru? Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de autorizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public și privat al Comunei Scorțeni, județul Bacău. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, da, domnul Toni Beța, înscrie la cuvânt. Spui din instalarea camerelor, ca să nu mai scriu. Hai, domnul Beț. Spuneți, domnul Beț, lăsați la cuvânt dacă vreți să... Ăsta la regulament, la punctul numărul 5, dacă vă uitați bine, zice așa, este interzis accesul persoanelor, în special copiii, raza de acțiune a echipamentelor de joacă. Eu aici așa n-am înțeles. Cum adică ai pentru copii și interzici în copiii în spațiu de joacă? Ceva de genul, păi da... La ce punct? La punctul 5, da? La punctul 5. Adică cum, anuam un proiect? Și votăm și regulamentul totodată. Nu, l-am modificat acolo, cum ați văzut, că l-am vrea cineva, o fată la noi, dar poate cu unii. Da, da, da. Da, poate ceva... La punctul numărul 5. Uite aici, punctul numărul 5, da. Este interzis accesul persoanelor, în special copiilor, grăzi de acțiune, echipamentul de joacă. Da, așa este. Neînsoțiți. Neînsoțiți. Echipamentele de joacă, dar echipamentele de joacă sunt pentru copii. Dacă îi interzici, îl anulăm. Păi îl retragem, nu? Adică îl... Se conservează și se modifică fără... Și instalarea camerelor funcționale. Dacă nu... Dezastru. Asta e regulament. Asta e regulamentul pentru autorizație. Da. O să te lași. Da. Modificăm, doamna. Da. Da. Cine este? Supunem la vot. Cine este pentru aprobarea regulamentului? Și se modifică, nu? Da, da, da. Da, modificăm cu punctul 5. Probabil de eroare din redactare. Articolul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuire de denumiri străzilor din satul Comunei Scorțeni, județul Bacău, din satele Comunei Scorțeni, județul Bacău. Există o mică problemă, dar ar fi parcurs, știi, doamna Vici și cu Mihaițe, și o discutat dimineață, strada lui domnul Mihaițe și strada de la Florin Patrașcu n-au fost principii hotărârii de către cei care au făcut lucrarea. Dar m-au sunat mai înainte, ca să audă și doamna. Am sunat copiii și se supune la vot în forma actuală, nu se depune pentru cele două străzi separat la prefectură. Deci este ok. Da? Da, da, da. Am vorbit, m-am sunat. Da, două străzi, de la... Trebuia și pe ei numele la strada principală, ca așa am explicat, fiind mai mici. Dar nu e nicio problemă, depunem cu ce este acum, așa alea două micuci și le depunem luni la prefectură pentru nu aviz pe alea pentru alea două străzi. Da, pentru că mai sunt străduții mici și trebuie să aibă toate denumiri cât de mici. Mici și gata. Da, plăcuțele când se mântă? După ce? Păi s-a problemat tot, pe hotărârea Consului. De exemplu, pe Google Maps, pe Waze și pe Ditatii, deja au denumirile spuse. Asta e clar. Da, da. S-a văzut că a fost la ANFP și i-a dat avizul și deja nu... Îți spus, dacă îi trați pe străzi... Păi dat în bază de dat. Ok. Supunem la vot cine este pentru aprobarea denumirii străzilor. Da. Cu revenirea celor două străzi. Două străzi. Să urmează și ele numele, da. Da. Articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembramentelor din suprafața totală de 391.366 metri pătrați, pășune comunală, având număr cadastral 61.062 din două loturi. Și anume, lot numărul 1, 390.570 metri pătrați, pășune, cu număr cadastral 61.182 și lot numărul 2, 796 metri pătrați, pășune, cu număr cadastral 61.183. Pentru lucrare, reabilitare, aducțiune de la Stejarul la Bacău și extinderea rețelelor distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în mărgine din cadrul Programului Regional de Dezvoltare a Înființării de Apă și Apă Uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020. Inițiator Anton Gherghiță Cătălin. Este vorba de traseul conductei, ca să obțină autorizația și făcută de construit, prin slaj, asta e procedura. Prin traseu. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, referitor la... Este făcut un plan, nu știți? Da, da. Aș vrea să întreb dacă poate cineva furniza exact coordonatele conductei. Ar fi interesat să știu exact... Cu harte? Nu, coordonatele stereo 7. Dar le avem în... Are domnul cealaltă. Am gândit jos și vă dau... Da, că mi-l puteți da pe e-mail, dacă trebuie. Aș vrea să știu exact cum trebuie. Nu treci pe mie pe la tine. Nu, nu-i vorba de asta. Este vorba de izlas, să știm exact cum trebuie. Da, vă trimit eu când... Sau vă fac o copie când plecați, cum vreți. Dacă mai sunt discuții? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Articolul numărul 6. Întrebări, interpelări, informări de primarul și Consiliul Local. Dacă sunt discuții la... Cip Moldu. Domnul Toni. Da. Eu vreau să-l întreb domnul primar și numai dacă ești doamna, în ce mod se eliberează certificatele de producător. Că, de exemplu, avem o persoană la Florești, știi despre ce este vorba, în care zice că ajunge pe la Bacău, că noi se dă certificat de producător și omul și lucrează terenul, având în vedere faptul că e cetățean de la noi, ar trebui ajutat, nu? Corect, dar voi nu doamna, că... Nu știu ce explicații poate să-mi dea, că am înțeles că s-a luat, altcineva a luat certificat de producător. Dar nu produce, domnul Beța, de ce faceți acuzațiunea asta? Dar nu fac acuzații. Nu, dar ce certificat de producător am eliberat eu și știți dumneavoastră și eu nu știu. Deci vă rog să-mi dați numii și prenumii cui am dat eu certificat de producător și cui nu am dat. Nu îi se dă pentru că, deci e vorba de ei, știu de cine e vorba, dar nu dau numii și prenumii, că e conform datelor, conform normelor GDPR, nu dau numii și prenumii în ședința de Consiliul Local. Deci, persoana care nu a solicitat încă scris, dar am explicat. Deci, certificat de producător se dă, dacă vrei pentru roșii, trebuie să ai roșiile de vânzare, nu doar planta pusă. Pentru că eu emit certificat de producător în baza unui regulament și în baza unui aviz consultativ emit de direcția agricolă. Deci nu are decât domnul să meargă unde vrea, eu fac doar legal. Punct. Deci mai mult nu vă spun. Și dacă mi-aduceți acuzații că eu am eliberat un atestat de producător cuiva, păi nu, ați spus că am eliberat. Cui am eliberat? Să dezvoltăm o leacă. Deci certificatul de producător se dă acelor persoane care deține un teren, ca să audă și acea persoană că se uită la filmare, care deține un teren, care deține solarii, care dețin toate așa. Îl poate obține, nu-i neapărat pe roșii, îl poate obține, poate vrea salată din primăvară. Deci nu se dă exact un certificat, toamna. Deci eu vreau să vând ceapă, vreau să vând salată, vreau să vând toate astea. Certificatul se eliberează la începutul anului, pe an în curs, da? Dacă pe el îl prinde cineva că în loc de salată vinde roșii, înseamnă că e specul. Trebuie să-și facă un PFA, trebuie să-și facă un aviu sau să aibă și casă de marcat și toate astea. Cei de la direcția agricolă vin în teren cu mine și verifică. Și au spus, în momentul în care este, aveți fructul, ceea ce vreți să vindeți, este pe rod, adică poate fi cules, atunci venim la fața locului. Păi să înțeleagă lumea asta înseamnă că se dau 10 certificate de producător într-un an? Nu, nu, nu. Dau un singur atestat. Și certificatul de producător îl completez în funcție de perioada în care el vine și solicită perioada. Adică dacă acum are roșii ardei, în primăvară, dacă a avut răsată, trebuia să vină în primăvară să ceară pentru răsată. Să dau mai... Asta vreau să înțeleagă și acea persoană. Deci trebuie să fie ceea ce vrea să vină la primărie fiecare lună să-și extindă certificatul de producător pentru fiecare plantă. Pentru fiecare plantă asta nu înțelege nici acea persoană. Nu prostii costurile dumneavoastră. În spatele legii. Sunt niște cetățeni, dacă le punem în piedică să vor cu dezvoltare, dumneavoastră aveți o problemă cu piedica pe care o punem în legea de tău. Nu, eu respect doar legea, vă spun atât. Când se intră în birou la dumneavoastră, singurul lucru care se zice, nu se poate, nu se face. Nu, dar nu înțeles, avem persoane care vând în stradă la noi acolo, au certificate de producător, că roșiile nu s-au copt la noi. Dar stați puțin, de unde știți că au certificat de producător? Vă rog să vă faci. Nu, asta vă întreba. Au certificat legal de producător. Nu au. Păi și atunci de ce nu ne-am putut să se facă? E viriscul lor, tot le faci dacă îi controlează cineva. Dar ce să-i controleze? Problema este când vrei să te pui ilegalitate, nu te poți pune ilegalitate. Aici este chestia. Și omul chiar lucrează. Asta nu-i treaba lui doamna. Că eu am înțeles ce lucrează. Și dumneavoastră ați spus că am eliberat un atestat. Doamnă, eu așa mi s-a comunicat că ați eliberat. Cine v-a comunicat? Vreau să știu și eu cine v-a comunicat din primărie date personale. Dar nu e vorba de primărie. Ba, e vorba de primărie, pentru că dacă știți că am eliberat, cineva v-a spus. Am acces la datele din primărie. Aveți acces. Dar nu la date de caracter personal. Nu aveți acces la date de caracter personal. Trebuie să știi în urma acestei ședințe că nu poate să obțină un certificat de producător de la OAT-ul din care face parte decât dacă în noiembrie nici nu roșu, nu roșu. Cred că cel mai bine ar fi ca doamna Claudia să facă un conspect din legislație, cu documentele care sunt necesare și cu procedura, să-l afișeze, să-l dea omului, dacă ne îndeplinește, ne îndeplinește, dacă nu ne îndeplinește, legea nu se poate încălca. Dar eu nu eliberez fără avizul Direcției Agricole. Da, adică cred că ar fi indicat să se facă un conspect, ca omul să știe, să înțeleagă. El se duce acasă și citește, știți? Atunci... Păi și mă oprești și pe mine, o oprești și pe el, o oprești pe domn primar și o oprești și stec în gura mare că noi primării și suntem degeaba aici și omul dacă vrea să facă ceva, nu îi se dă voie. Și nu i-a ajutat. Aici, din cauza asta am cerut. Când îi blamează nu numai pe mine sau pe dumneavoastră sau pe toți, ne ia în aceeași oameni. Mai fratele, eu i-am explicat. Păi da, dar măi fraților, nu domnule, te duci cu aveți imprimantă, sunt bani de hârtii, du-i omului legea în față și pun eu în față. Dar stai mă, cum se duci la fiecare? Păi nu la fiecare, că unul cerut, unul cerut. Păi dar o solicitat scris? Vezi că nu i se poate da. Nu o solicitat. Păi o solicitat scris? Păi și de ce nu i-a spus? Că v-ați întâlnit de atâtea ori cu dânsul, zice, solicită scris. Și el zice că are celălalt care vinde acolo, are certificat. Nu are treabă, nu era problema de celălalt. Cine vinde, cine nu vinde. Omul vrea să se pună în cata. Ca să vândă și produs în extra sezon, să-și facă o asociație familială. Asta trebuie să învățați pe acea... Doar că nu se poate. Să ne învățați, băi, vrei să vinzi roșii primăvară, îți faci o asociație familială, o vin, sau cum se face, cu casă de marcat, cu ceva. Poate scrii o asociație, nu să se facă el o asociație. Ca să nu vă zic că persoana respectivă s-a dus și s-a interesat pe la primăriile din jurul nostru. Și toți au zis că el i s-a dat. Poți că cum la voi, o că era voință la voi. Ca să nu mai zic că a luat informații din altă parte, deci oameni autorizați de așa și au zis că era voință de la Scorțeni. Și știți în capul cui cade? În capul primarului cade. Că primarul nu-i bun. Dar este prea bun că tolerează lucrurile astea. Vă zic pe față. Dacă îi se explică omului cu scris, cred că nu avem nicio fel. Am vorbit săptămâna trecută, am vorbit cu domnul de la Direcția Agricolă și mi-a spus. Este nevoie de soluții, nu de scuze. Că scuze că se pot. Dar eu nu mă scuz în fața nimănui. Asta este o acuzație și vă rog să o probați. Dar nu, dar de ce mă acuză? Deci nu aveam președinți ca să fiu acuzată de nimeni. Eu până acum am atreat de nimeni. Deci dar nu să ridicați toată. Dar nu ridic toată. Cine mai are... Vă mulțumesc. Domnul Beța, doamne, are o problemă, știu ce problemă. O să discutați problema separat. Și atunci, de ce spune ședința de Consiliul Local? Eu nu dau. Noi nu e organ de control ca să mă verifice cu mine. Nu vă ajutați. Ușor. Hai, domnul Cipri. Suntem doar discuții, suntem droceate. La articolul 3 am aprobat autorizarea funcționarea spațiilor de joacă. Ne puteți spune care sunt acelea? Adică în ce parcuri? Păi parcul... Ăsta parcul la Gutinaș și parcul de la Grigoreni. Trei parcuri din comună. Din comună. Aș vrea să venim cu o măsură în care s-au lucrat niște bani. La Florești s-a dat la un moment dat când s-au făcut două parcuri în Scorțeni și cel din Grigoreni. La Florești am insistat să se facă ceva și pentru copii de acolo. S-a pus topoganul respectiv. Topoganul respectiv doar dacă mă duc eu, care sunt un om mai matur sau cineva mai mare. Pentru că cei mici nu pot să-i las singuri. Nu mai are bară, nu mai are protecție, nu mai are nimic. Nu s-a făcut nimic pentru copiii la Florești. La Răparieti, la Șefeni, a zis dumneavoastră că la fel ați făcut ceva. Nu am fost acolo să văd dacă s-a făcut. Dacă nu există pentru copiii din zonele respective, aș vrea să aducă niște bani. Opteam? A spus că s-a pus undeva în curtea cuiva, nu știu, când v-am zis eu la un moment dat. Că este topogan, este ceva. Atunci aș vrea să venim cu soluția de a rezolva problema, inclusiv pentru copiii din localitățile respective. Copiii din Florești nu vor merge la Scorțeni în parc sau la Grigoreni în parc, decât însoțiți de copii. Părinții lucrează, așa că eu zic că și ei merită măcar un topogan. Dacă nu și un căluț sau ce mai se poate face. Asta ar fi prima problemă și aș vrea să o murim mai repede la următoarele rectificare bugetare. A doua problemă, avem căminul de la Florești și căminul de la Grigoreni. Căminul de la Grigoreni se poate da inclusiv acum în chirie, da? Ca și soluție. Se fac, cine îl închiriază face un grătar, face ceva, nu? În locul respectiv, nu aduce firmă de catering neapărat. De asta o și face în locații respective. ca și locație, noi pentru un grătar nu avem un spațiu. Nimic. Acoperit. Nu trebuie un grătar, nu știu ce, performant sau alte chestii. Da, au fost un acoperiș, pur și simplu, da, mai înalt. Au fost tot felul de evenimente în care a venit ploaie. Oamenii ce-au făcut cu grătarul? Au fugit pe la un vecin, pe la... De ce l-am închiriat? De ce au plătit? Adică da, i-am dat sală. Dar trebuie să facem o condiție în care se poate face un om și un grătar, chiar dacă, nu știu, încep să pipure, să plouă. Eu zic că investiția nu e așa mare. Undeva la, să zic, un 10.000 pentru Scorțeni și 10.000 la Grigoreni, nu trebuie făcut ceva sofisticat. Un acoperiș în care omul la Florești este un grătar lăsat de cineva. Acolo, la Grigoreni, nu știu, pentru că deja abia au început aceste chestii. Dar avea mult în vedere. Da. Eu zic că un 10.000 pentru fiecare cămin nu este mult și nici nu ar costa așa mult. Da, dacă vreți să luați grătare, eu știu, specializat, făcut... Care își fac semnul. Care își fac semnul. Eu știu că omul că se duce acolo știi că locația este cum este. Bine, pentru dezvoltare ce spune Logic, e bine, dar să vezi acolo, știi condițiile, așa. Corect. Dar pe viitor, dar nu am nimic împotriva. Noi încurajăm oamenii să lucreze cu focul deschis pe lângă clădiri, nu proprietate publică. Deci gândiți-vă de două ori. Care ar fi soluția dumneavoastră? Soluția mea n-ar fi să puneți un grătar în curtea căminului. Cine vrea să-și facă un grătar, și aduce echipament electric sau și aduce grătarul de acasă, îl supraveghează. Cred că dumneavoastră nu puteți. Dar nu să venim noi să încurajăm. Că noi vă spun, se face focul, bate vântul. Domnul George, știți cum e problema? Acum dumneavoastră veniți ca o chestie că de ce să facem? Nu. Cum adică de ce să facem? Ce este rău? Nu face foc pe jos, nu face foc lângă clădire. Pur și simplu e undeva în lateral. Nu e primul grătar. La Grigoreni, până acum, nu știu dacă a închiriat cineva pentru problema. La Florești s-au închiriat nu o dată, de poate de 100 de ori, dau un exemplu, în care și acum, weekendul trecut, dacă nu mă înșel. Omul, chiar dacă nu are grătar, vine cu un grătar suspendat, face foc, nu-l face lângă geamul, lângă perete. Am înțeles. Vreau să propuneți niște investiții nesustenabile, care nu și-au rostul. Deci eu nu văd de ce să investim 10-20.000 într-un grătar, nu putem băga banii ăștia în niște proiecte sau în lucruri care cu adevărat le dor, da? Cum sunt drumurile, cum este iluminatul public, cum sunt multe altele. Pe drumuri avem proiect, pe iluminat, lăsați un pic. Pe drumuri avem proiect, pe iluminat public avem proiect. Să ajutați cetățenii, ok. Dacă dumneavoastră înțelegeți ce spun, e ok. Dacă eu am înțeles, eu nu vreau să ajut cetățenii cu un grătar în curtea... Nu, vedeți că nici măcar nu ați înțeles. Eu am spus un acoperiș. O să spui la voastră, dacă o să lucrezi de acord și atât. Este lăsat un grătar, pe picioare înalt, lăsat de cineva din Florești. Aș putea să dau și nume, dar după aia spuneți... Foarte bine dacă nu lăsați să folosești. Cine folosește, să folosească responsabil. Dar nu cred că este datoria Consiliului Local sau Primăriei să finanțeze construcția unor grătare sau, mă rog, unor construcții, în care să fie aplasate grătare. La Florești, eu spun spre aprobare. Domnul din Grigoreni, nu vrea la Grigoreni. La Florești, eu aș vrea să supunem spre aprobare. Dacă se pot aloca 10.000, să vedem dacă suntem de acord. La Grigoreni, dacă nu vor, nicio problemă. Suntem de acord. Eu zic că un acoperiș e simplu. Grătare se face, indiferent că pui acoperișul sau nu. Dacă vine ploaia, se duc la deșin. Așa este. Da. Nu e chestii că... Alte discuții. Da, e bine. Haideți. Următorul. Cine e? Domnul Giorcii? Eu aș vrea să-mi rog pe domnul primar să se mai ocupe de drumuri. S-au format iarăși găuri. Iar sunt... Chiar dimineața am discutat cu doamna Rita. Săptămâna viitoare o luăm din mânică. Da. Și veșnica problemă e iluminatul public. Și să-și facă oamenii șanțuri în dreptul casei. Că s-au înfundat în partea de mașină. Degeaba. Asta era lucrul. Da. Săptămâna viitoare de asta facem. Să interveniți. Nu sunt probleme mari, sunt anumite zone în care trebuie... Cu dragă inimă. Săptămâna viitoare de asta. Da, Mina. Piatră mai este. O să fac apa lângă asta. Am uitat. Domnul Moldu, puteți să... Da, de ce să nu? De ce? Avem niște probleme, adică nu sunt probleme, acum a fost seceta și toți, dar trebuie să ne pregătim și cu doamna vice, când am aprobat în planul dumneavoastră, lucrările de decolmatare a șanțurilor. Este un timp prielnic, zic eu, și avem trei locații care pe Florești, nu știu în celelalte sate. Deci de la Fieru spre... Deci din drumul principal de la Fieru, de ce nu avem voie? Avem aprobarea... Deci de la Fieru... Exact. De la Fieru, de la Apostolescu, de la traversare, chiar de drum. Da. Prin curtea bunicilor pe acolo, e șansul care se duce, care inundă da, zona. Ca să ducă pe undeva, și la Sârgu, în zona Logitarului Ion. A, sus. Pârâul ăla. Pârâul de acolo... În spatele lui Fichitiu, ce spui, da? Pârâul care inundă. Fichitiu. Până Fichitiu. Deci în spatele... A, de la pot, de spatele lui. De acolo să... Așa. Asta ar fi o chestie. Stai să te întreb ceva. Se poate lucra și cu mâna? Din cei de la ajutor social? Nu, trebuie bun. Da, dar trebuie să iați copaci, prima oară, că am fost, am văzut. Defișat ca că poți să bagi un utilaj, bagi un utilaj, dar tai copaci. Eu la Grigoreni am mai intrat cu oameni și am mai făcut. Trebuie să iați răchițele. Dacă nu se poate cu ajutorul, trebuie să iați răchițele. Eu am făcut, dar nu cu Buldo. De la noi, dar Buldo nu are nici șanțul nici. Trebuie mașinilor, nu sunt distanțe mari. Dar, făcând chestia asta, la ploi, o să vină poate și ploi și aici. Nu stăm numai în secetă. Am avut inundații destul de mari, că s-au dat bani oamenilor din acele zone și astea. Dacă nu le facem... Și direct afectat și eu de treaba aia. Și am vorbit deja cu băiatul, am vorbit cu Mihaițe, Fieru, are o răchire la Cotaie. Ca să poți intru cu buto pe lângă băiatul de tăjerea. Dar odată acceptul eu. Acceptul, dar sus stai rechita. Și că intru cu bolul. Dar nu se poate achiziționa, sau cât poți să achiziționăm o cupă de aia pentru șanțuri? Obligatoriu. Aia una mică ar trebui luată. Nu o cupă mică. Nu, de aia lungă, știu eu ce spun. De aia lungă. Trapezoidă. Da, da, da. O cupă de aia să achiziționăm să le avem eu. De aia... Cât o fie nu poți să avea așa. Da. O să achiziționăm, să o punem la punct, o să ne facem noi treaba. Am avut și unul anul trecut, dar am găsit, crede-mă. Deci asta ar fi prima problemă. Problema a doua cu certificatul de producător s-a discutat. Începe la Florești vara împreună, adunarea aceea a copiilor. Știu că am pus niște bani deoparte pentru... S-au alocat deja banii. S-au alocat banii. Da, deci asta. Proiectul de iluminat, au discutat aici ce zicea George, proiectul de iluminat pe fonduri europene. Este la fața de aviz la drumul național, dragule, ești la ea și așteptăm avizul, atât ne trebuie pentru că obținem autoritatea de construcții. Și când mi-a venit avizul, ne apucăm treaba. Drumul național este foarte bine, repede eliberează avizul. Îl avem cam din mult. Drumul național este împotriva tuturor. CNAIR-ul Iași. Deci avem depus, așteptăm. Nu împotriva ardevanilor, am observat că la ardevan deja se montează, nu împotriva gereștilor, că deja se afectează, s-au montat. Nu, asta de drumuri naționale. Drumul național e... Și comuna Anteoan și-a făcut poteții și-a făcut copție toți, la noi n-au nicio treabă, că trimite și mașina aici. E șanțul în fața lor. Nu știu le face, da, 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 aici așa e chiar... Mașina care trece și cosește pe marginea drumului național este a lor, este închiriată de primăria care... Nu, e a lor, drumul național. A lor, de la Șefeni, de la Bacău. Da, dar ei fac numai pe Anteoan. Da, și mai am o problemă care mi-au zis-o cei care lucrează la ajutor. Sunt solicitați să facă treabă în comună, vorbesc de oamenii de la Florești. Deci nu li se dă cositori. De unde dacă sunt numai două? Dacă sunt numai două, facem, dacă vrem lucrare pe Florești, le luăm de la Scorțeni, doamna. Da, 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 da. Le luăm de la Scorțeni și le dăm și benzină în același timp. Le-am dat benzină. Eu aduc 3 kg sau 5 kg de 5 kg de benzină, nu cosești toată vara unde... Eu i-am dat să cosească așa, pe perioadic, eu n-am... Deci sunt solicitați cu benzina lor cu... Nu, 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 cine ți-a scos? Exact. acele persoane care lucrează. Nu, 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 domnul Jitarlu lucra și lui. Domnul Jitarlu, domnul Patrașcu, domnul... Patrașcu nu i-am dat. Nu, dar era în stație și Cosac. Ce îmi spuneți dumneavoastră mie că nu? Nu ridicat, domnul, eu ți-am mai zis. Nu ridic, eu sunt barică. Eu am dat 5 kg, 5 litri de benzină. Și dumneavoastră credeți că 5... Domnule primar, vorbesc cu dumneavoastră. 5 kg, 5 litri de benzină. Vi se pare... Eu i-am dat numai să cosească... O să mai ia locii, dacă eu și am, dar o să... Eu le-am dat exact să cosească... Da, dar poate spun că nu mai au acum, o să le mai dăm ca să-și facă. Trebuia să măsuri dacă nu mai au. Deci eu le-am dat exact pentru să cosească. Cu cositoare noastre să nu mai fi discuții. La cămin și la poftim? Îi dăm prin rotații și cositoare noastre. Să nu mai fi discuții. Nu, 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 consider exact când e treaba de cosit, eu atunci le duc. Acum merg la cosit, acum le duc, nu le duc nici mai înainte. Nici după aia. Ăsta este programul pentru toată lumea în sat. Nu le duc 20 de chili, să aibă toată vara, nu. Când am hotărât și cosesc la școală, le-am dus 5 chili. Eu de câte ori m-am întâlnit cu ei, am traseu, mă duc, îi văd, ce faci? Uite, cosesc, costoarea mea, benzina mea. Asta au fost toate bunurile care le-au zis. Eu i-am dat lui 5 kg, am ajuns exact pentru așa, le-am spus în stație să meargă să taie mânuța, le-am spus acum au 3 săptămâni la Florești, au 3 săptămâni de când le-am rugat să facă ulița la, care duce la cimitir. Au făcut nimic. Acum am avut reclamații, că n-au făcut, că nu s-au dus, că nu au tăiat, că nu... În primul rând, nu trebuie să vă rugați. Doamna Vecea, mai este o problemă de organizare. Trebuie să fiți în zonă și să coordonați. Asta trebuie, nu... Păi ei că sunt eu în zonă, n-au timp că-i cald, ei vin seara. Au zis, ne ducem seara. Eu nu vin seara după ora 5 și sunt aici. Este o problemă de organizare, cred. Că și la mine, de exemplu, vin și îmi zic în felul următor. Păi, eu mi-am făcut orele, pe mine cine mă pontează. Eu am acelea orele. Ei între ei vorbești și spun. La Florești le fac nici măcar, doar tu ești acolo și vezi. Le spun și nu fac nici... Tocmai asta ar trebui când își fac orele să fie cineva de la primărie. Ori dumneavoastră, ori polițistul local. Și eu ce să fac? Stau cu ei să strângă hârtele? Asta e prin prisma. Dacă ei au serii. Dacă ei au serii. Să rea viceului, doamna. Eu nu stau să strâng ei hârtele. Când au fost diposit, când ți-am făcut și acolo în grădină, când am tăiat copacii la tine, în gradul tău, când ți-am făcut acolo la drum, am stat, eu să stau cu ei să strâng hârtele. Dacă v-ați uitat, următoarea proprietate este cosită, este frumoasă, unde e proprietatea bunicilor. E chiar frumos. Este chiar frumos. Am făcut, da, eu să vin la... Hai să vă mai înțăpați, ceva de cal din noi. La Grigoreni, uite, iar nu treabă. Deci, domnul primar, să-l consemnați că este asta. Stați un pic, nu se încheie, stați un pic. Despegați. Dacă nu, dați-le coase. Le-am dat coase, le-am dat coase. Cum să nu mai dai coase dacă vreau până toate? O văzut-o, nu știu mai de la Florești. Nu, nu. Mai duceți-l în partea minerală.